numesc Iulia Marcu, sunt învățătoare. Este o mare bucurie pentru mine să stau cu copiii. Munca cu copiii îți oferă foarte multe satisfacții. Înainte de a mă întoarce în învățământ, viața mea a fost puțin diferită. Am lucrat 5 ani în cadrul brigăzii antitero. A fost diferit cu totul. Am experimentat foarte multe lucruri pe care, în mod normal, nu aș fi reușit să le experimentez. Am făcut scuba, am făcut alpinism, am făcut ski și multe alte lucruri pe care nu pot să le spun. Ninja Warrior, concurenți, aveți grijă! Am să vă dau o lecție. Aoleu, cum ar fi fost să fie și profa mea de chimie? Aveam una să sară așa pe bancă, direct să vină la tine. Putea să-mi dea și 4, nimeni mă mai interesa. Era una tare drăguț. Ai nevoie și de un specialist antitero la grădiniță? Pentru că uneori... De mici cresc. Da, de mici cresc. Teach little people, scrie pe maieul Iuliei, învață-i pe cei mici. În cazul ăsta și eu aș vrea să fiu little. Poate. Iar astăzi, da. Doamna învățătoare ne predă lecția curajului la obstacolul. Pinge tare în picioare și ajunge pe a patra piatră. Pentru bucuria copiilor care o așteaptă cu haide, profa, reușite. Haide, profa. I-ai auzit acolo. Hai un 10 la catalog, Iulia. Da. Yes, a reușit doamna profesoară. De data aceasta, ea este cea care dă examen. Areteză. Marea problemă, balansoarul, priza. Agață! Of, cu o mână, dar primește aplauze și primește încurajări. Învățătoare la apă. Un prim succes pentru ea, parcurgerea celor 5 pași. Oricând, Alina, dacă renunță la meseria de învățătoare, poate lejer să dea un casting pentru filmul Baywatch.